Intrăm în legătură cu preotul Matei Tulan, e în direct cu noi din Italia. He-he, și toată familia! Să rămână, părinte! Bună ziua, bună ziua, domnește! Bună ziua! Să, preoteasa e Mădălina, nu? Da, da, ea este. Să rămână, gata, vă vedem. Și patru copii, să vă trăiască ea, faceți-mi cunoștință și mie cu ei. Mulțumim, mulțumim. Sara. Începem cu cea mai mare. Da. Sara Gabriela. Sara, bună, Sara! Bună. Mai tare, mai tare, un pic, nu te aude. E România. Sara Gabriela, apoi. Sara Gabriela, după aia avem pe Ana, Ana Elisabeta. Avem pe Ana Elisabeta. Aurora, care nu are deloc răbdare. Da, Aurora. Și Eva, Eva Maria. Ce tare, o cheamă Eva Maria și pe fica mea tot Eva Maria o cheamă. Da. Salută-l pe fete, da? Aurora! Aurora, ia fi Aurora! Îi țin eu pe părinții ocupați, tu du-te și fă-ți de cap în bucătărie. Știi unde e ciocolata? Cred că va trebui să părăsesc eu locul să am grijă de ele. Da. Mă salutăm și mulțumim pentru invitație. Mulțumim mult de tot. Vreau să le spunem oamenilor că părintele Matei Tulan este omul care a mobilizat comunitatea de români din, de acolo, din Italia și practic ați reușit să strângeți alimente și să duceți la toate comunitățile, nu? De care aveau nevoie. Nu doar la români, ci și la italieni, la albanezi, chiar și sârbi, croați, macedoneni, mai continuăm. Deci toți care au cerut ajutorul din puținul nostru, dați că Dumnezeu a mulțit și am reușit să fim, să fim aproape, să fim cât mai aproape de toți. Părinte, sunteți de 10 ani preot în Monte Catini, am zis bine, Monte Catini. Sunt de 10 ani în Italia, dar preot de aproape 8 ani în Monte Catini. Și vreau să vă întreb, de unde ați luat toate aceste ajutoare? Cum ați făcut? Cum ați reușit? Aici este rezultatul unei bogate și fructuoase colaborări cu autoritățile locale, dar și cu românii noștri care au activități aici, au afaceri. Și cu ei, prin intermediul lor, Dumnezeu a lucrat, voluntarii parohiei, oamenii, deci fiecare a contribuit cât a putut din puținul său. Știu uitați că... așa... Știu că, că și de mâine începeți o nouă serie de donații, n-a fost doar o singură dată. Da, o nouă distribuție. Ne rugăm la Dumnezeu să ne întărească, că nu este ușor, mai ales că totul este închis. Se simte în aer această neliniște, această frică, această stare de singuritate și de neputință. În Monte Catini, acolo, sunt și foarte mulți români? Da, doar în orășelul Monte Catini sunt aproximativ 1600 de români, doar în acest orășel de 20.000 de locuitori. Și vreau să-mi spuneți, acolo care e situația? Aveți persoane îmbolnăvite de COVID-19? Da, da, sunt foarte multe persoane, într-adevăr. Chiar și în sătucul unde locuim noi, dar și în oraș, în Monte Catini, s-au depistat cazuri. Și vreau să vă întreb, care e starea de spirit văzând toate aceste lucruri pe care le spuneți și dumneavoastră? În primul rând aș vrea să vorbesc despre frații noștri români. Ceea ce am încercat să fac, am încercat să se simtă ca o familie și că cineva are grijă și de ei. Nu sunt abandonați sau lăsați singuri. Noi am format un grup pe WhatsApp și păstrăm în permanent legătura cu ei. Chiar alte persoane ne spun despre familii care sunt neputincioase și au nevoie, pentru că de multe ori știți cum e, românul nostru este rușinos și nu îndrăznesc să ceară ajutorul. Dar frații, prietenii, rudele spun: părinte, uitați, este și acolo familie cu 3 copii sau în partea cealaltă. Iar în ultimele zile au început să vină tot mai multe mesaje. Tot mai multe mesaje și apeluri telefonice. Da. Noi spunem o minune care se petrece zilnic.
De la o săptămână la alta se golește visteria, dar uitați că se umple din nou. Eu n-am cuvinte să spun cum se întâmplă acest lucru, pentru că eu nu am de unde. Deci dragostea oamenilor, românilor care sunt aici este extraordinară. Sunteți în a patra, sunteți în a patra săptămână de izolare. Așa este, nu este ușor. Eu am mai ieșit afară din casă, bineînțeles, cu autorizațiile necesare de la autoritățile statului italian și, bineînțeles, cu mănuși, mască, dezinfectanți, chiar dezinfectanți care îi folosim și în mașină, care dăm produsele care se dau, toate sunt dezinfectate și, da, să spunem, un control foarte riguros. Părinte, vine Paștele, eram învățați să mergem la biserică, să mergem la înviere, să luăm lumină, ce facem? Ne va ajuta Dumnezeu, ne va mângâia Dumnezeu, tot prin aproapele nostru. Important ca noi să avem credință și speranță. Știe El Dumnezeu, dacă ne-a dat această încercare, tot El ne va ajuta să trecem peste ea. Mulțumim mult de tot, părinte, că ați intrat în legătură directă cu noi. Vreți să le transmiteți ceva românilor care se uită la noi? La cei din Italia, sunt alături de ei, suntem alături de noi, biserica, pentru că dacă aș spune eu, aș fi egoist în astfel de momente. Noi, această familie, suntem alături de aici în Italia, încercăm după puterile noastre să fim aproape de fiecare. Iar pentru cei din România, să fie uniți, să respecte cu strictețe ceea ce statul român recomandă și la fel împreună vom trece cu bine și ne vom bucura la urmă când va trece această boală. Doamne ajută, părinte, așa să fie. Vreau să vă întreb ceva. Știți filmul Licenii? Da. Semănați cu Mihai Constantin, cu actorul. Ionică din Licenii. Da, mulțumesc. Vi s-a mai spus sau sunt primul care v-a zis? Mi s-a mai spus. Așa este. Înseamnă că am avut spirit de observație ca cei care v-au spus, adică chiar semănați cu Ionică din Licenii. Da. N-am stare, părinte, nu mai știu cum să mă mai așez pe aici, că eu sunt obișnuit să mă mișc foarte mult și stau la un pupitru mic. Și eu vreau să vă spun atât că sunt foarte mulțumit și foarte bucuros de mobilizarea românilor de aici din Italia. Sunt foarte mulțumesc din suflet tuturor. Și am prieteni în Italia, români senzaționali. Și vreau să-i salutăm pe toți și, părinte, să-i salutați pe toți. Din partea noastră. Mare drag. Mulțumim mult, părinte, să rămână. Cu bucurie, sănătate la toți. Doamne ajută, mulțumim mult de tot.